Domnilor și domnilor, bună ziua! Bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Începem evenimentul de presă de astăzi cu declarația ale miniștrilor de externe ale Republicii Moldova și Republicii Lituania în contextul vizitei de lucru la Chișinău a ministrului Afacerilor Externe lituanean Gabrielius Landsbergis. Excelența sa, domnul Aureliu Ciocoi, prim-ministru interimar, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, și excelența sa, domnul Gabrielius Landsbergis, ministru al Afacerilor Externe, vor susține declarații de presă după sesiunea plenară a delegațiilor. Domnule prim-ministru interimar, aveți cuvântul. Dear friends, dear minister Landsbergis, stimate prietene, stimate domnule ministru Landsbergis, dați-mi voie să vă salut din suflet. Călduros aici, la Chișinău, în Republica Moldova. Și să vă aduc sincere mulțumiri pentru discuții. Mi-aș permite să afirm extrem de fructuoasă și concretă. Am discutat atât aspectele de aprofundare a relațiilor noastre bilaterale între Republica Moldova și Lituania, convenind asupra unor acțiuni care vor veni să consolideze relațiile noastre în dinamică permanentă. Totodată am abordat, iarăși la modul pragmatic, privind real situația pe teren, cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Am trecut și în examinarea, găsind foarte multe lucruri comune în ceea ce privește situația din regiune, relațiile Republicii Moldova pe plan internațional și cooperarea inclusiv între statele noastre în organismele regionale și internaționale. Sunt bucuros să constat și să vă comunic că practic în toate aspectele am găsit rapid limbă comună. Am convenit asupra unei agende ambițioase bilaterale. În timpul apropiat veți vedea că dialogul politic înalt între Chișinău și Vilnius se va valorifica prin acțiuni concrete. Nu sunt acum și nici nu vreau să anticipez evenimentele, dar cu siguranță vor urma acțiuni concrete în acest sens. Și mă uit cu optimism în perspectiva continuării dialogului nostru bilateral, cu atât mai mult cu cât cunoașteți foarte bine relațiile Republicii Moldova cu Lituania. Au tradiții vechi, au tradiții istorice și trebuie să facem tot ce ține de noi, ce depinde de noi, pentru a le asigura o dinamică permanentă. Vă mulțumesc! So, dear friends, first of all, let me thank the Minister for this opportunity to visit Moldova. Even though the times are not easy, but the friendships that were built before these times need to continue, even though there's a pandemic going on. So thank you for this opportunity to talk and discuss many important matters. So, a few matters that we've discussed. One thing is that obviously this is a pandemic situation. Lithuania very well understands the difficult situation where Moldova currently finds itself, and we've discussed the possibilities to help secure the vaccines that are needed. Lithuania co-signed a letter of 13 ministers asking European Commission to help Eastern partners to secure vaccination for its people, but we think that more could be done. And my promise is that I'm pretty sure that the day will come that Lithuania will be able to
to join the countries who are helping Moldova to get some actual vaccines to help vaccinate its population. Oh, sorry. Stimați prieteni, în primul rând dați-mi voie să-mi exprim gratitudinea în adresa domnului ministru interimar de externe pentru această oportunitate și ocazie de a vizita țara dumneavoastră în această situație dificilă în care se află. Într-adevăr, timpurile nu sunt ușoare, suntem conștienți de acest lucru, însă prietenia există și ea trebuie să continue chiar și în condițiile care există astăzi și anume condițiile pandemiei. Încă o dată mulțumesc domnul ministru pentru această oportunitate de a ne întâlni și a discuta mai multe aspecte și imediat voi face referință la câteva aspecte pe care le-am discutat. În primul rând am discutat situația pandemică și situația Republicii Moldova. Lituania a fost una dintre țările care a co-semnat scrisoarea deci a 13 țări adresată Comisiei Europene în care s-a făcut solicitare de a acorda asistență țărilor parteneratului estic pentru a securitiza vaccinarea populației cât mai curând. Evident, nu ne vom opri aici. Lituania va continua să facă tot ce este în putință pentru a contribui și pentru a-și uni eforturile cu alte state pentru a asigura vaccinarea populației Republicii Moldova cât mai rapid. You have a very good memory. I will try and speak in shorter sentences. So the second part of our discussion is about Eastern partners and Moldova being part of that. Lithuania really supports Moldova on its path to effective reforms that could and should, in my opinion, bring Moldova closer to the integration, to European integration. We really understand that the situation is not easy politically in Moldova. We really hope that it will be solved. Lithuania will. Lithuania will remain a supporter, not only of reforms in Moldova, but also a supporter of Moldovan path towards European integration. Vă mulțumesc, dragă prietene Gabrielius. Eu confirm că, într-adevăr, noi am convenit ca Republica Moldova să beneficieze de o tranșă de vaccinuri pe care Lituania le va dona țării noastre în timpul apropiat, lucru care va permite completarea stocului de vaccinuri anti-COVID în Republica Moldova. Și lucru pentru care vreau să-i mulțumesc personal domnului ministru și atât ca ministru de externe interimar, dar și în numele Guvernului Republicii Moldova și, după cum vedeți, prietenii adevărați vin să ne întind o mână de ajutor în aceste momente dificile pentru țara noastră. În altă ordine de idei, vreau să-i mulțumesc domnului ministru pe această cale și pentru comunitatea ideilor pe care le-am constatat în ceea ce privește aprofundarea dialogului Uniunii Europene cu Republica Moldova ca țară asociată din cadrul parteneriatului estic, asociată cu Uniunea Europeană. Și, nu în ultimul rând, vreau să-i aduc sincere mulțumiri pentru faptul că tocmai Lituania a fost acea țară care a venit cu inițiativa către alți 12 miniștri de externe ai Uniunii Europene pe care i-a convins să semneze toți 13 împreună o scrisoare oficială către liderii Uniunii Europene prin care să ceară cu insistență o atenție mai mare pentru statele din platforma Parteneriatului Estic. Vă mulțumesc, domnule ministru, pe această cale. Thank you so much.
Vă mulțumim, excelențele voastre, pentru aceste declarații. Doamnelor, domnilor, declarațiile de presă s-au încheiat. Înregistrarea video poate fi accesată pe pagina Facebook a Guvernului și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova. Vă mulțumim pentru participare în format fizic și virtual la evenimentul de presă de astăzi. Vă dorim o zi bună în continuare. I mean, should I check the message for? Okay, here it is.